venit la Orange. Pentru limba română, apasă tasta 1. Bună ziua, Orange România, numele meu ce informații vă pot ajuta? Bună ziua, am sunat luni la dumneavoastră, legătură cu o problemă. Îmi vine factura altei persoane la adresa mea, persoană care nu știu cine este, n-am nicio legătură și eu nu am momentan niciun abonament de la Orange și nu mi se pare ok să vină la adresa mea, proprietate personală, nu chirie sau ceva, factura la cuiva. Ați zis că veți rezolva problema și am solicitat să mă contactați, să-mi comunicați ulterior cum s-a rezolvat. Nu m-ați mai sunat, am așteptat ieri, am așteptat alaltă ieri. Spuneți. Ce dau cu de abonat? Eu vă dau... Ce, da, asta care a venit, care vine aici, da. Da, da. Am putut spune numele de este pe factură? Deci nu știu cine este această persoană. Poate s-a greșit când a făcut dânsul contractul la ceva, la blog, la ceva, dar ideea e că nu e ok și nu vreau să rămân așa și de asta vreau să rezolvăm o dată problema. Colega dumneavoastră cu care am discutat luni a zis că va contacta persoana respectivă, domnul... și va modifica adresa. Acum, nu știu, spuneți-mi dumneavoastră, este modificată, ce adresă mai este? Permiteți-mi câteva momente să fac o verificare și să văd ce se poate face în acest... Păi, s-a modificat sau nu încă adresa? Nu am posibilitatea să vă spun dumneavoastră aceste detalii. Și... Păi cum, că e adresa mea, doamnă, păi dar contactul persoane, păi și atunci cum ați avut posibilitatea că atunci... E foarte grav. Păi atunci cum i-ați făcut fără de spațiu? Eu sunt proprietar aici. Am înțeles, domnule, dar după permiteți și mie câteva momente să fac o verificare. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nici o problemă. Pentru verificarea dumneavoastră mai departe. Păi, așa mi s-a spus ieri, eu nu am ascultați-mă, vă rog, eu nu am atâta timp să rezolv problema dumneavoastră. Eu o să merg să fac reclamație și în altă parte, și la protecția consumatorului. De ce nu i-a cerut act de spațiu? Eu sunt proprietar aici de peste 6 ani, n-are cum să fac altcineva pe adresa asta, nu mă interesează. Cum a făcut el abonamentul la o altă adresă? Eu nu am atâta timp să stau în așteptare, să sun eu după dumneavoastră. Deci, gândiți-vă puțin, nu e problema mea, da? Dar adică eu, nu am creat eu problema asta. Dumneavoastră mi-ați creat o problemă făcându-i unei persoane un abonament pe adresa mea. Bun, nu i-a cerut act de spațiu, nu știu cum a făcut, eu nu accept așa ceva. A zis că mă sunați, nu m-ați sunat. Am sunat luna trecută, mi-a zis că am refuzat să iau factura, pentru că nu e factura mea, nu mă interesează. Am refuzat la poștă să iau factura. Luna asta am luat-o pentru că așa mi-a zis dumneavoastră. Luna trecută când am sunat, mi-a zis să ridic factura și după să vă sun să vă spun codul ăsta de abonat. Acum am luat-o, v-am spus codul de abonat. Am așteptat să mă sunați. Eu pierd timpul și nu am acest timp și nici nu e treaba mea, nu e rostul meu să rezolv problema care ați creat-o. Dumneavoastră, făcându-i, repet, acestei persoane un abonament pe o adresă care nu îi aparține, nu este a lui. Faci abonamente așa fictive sau nu înțeleg, de dragul de a face abonamente? Nu facem de dragul de a face abonamente. Domnul probabil a greșit. Păi, și acum e treaba mea să sun el, de ce n-a sunat? N-a văzut că nu-i vine factura? Rezolvați problema și contactați-mă dumneavoastră, că eu nu am timp să stau să sun la dumneavoastră, să mă puneți în așteptare, să explic aceeași treabă, problemă de fiecare dată, că automat intră alt consultant și nu e normal așa ceva. Te spune numele dumneavoastră, cu cine am plăcut la discuta? Și... Bun, păi mă notați. Spuneți-mi dacă îmi iau actul de spațiu, mă duc la protecția consumatorului sau la un centru Orange sau, nu știu, iar pe timpul meu, care iar nu e corect și normal, rezolvați odată problema asta. Dumneavoastră, în ce dată ați primit factura? Păi, luna trecută nu mai știu când a venit. Și acum a venit, nu știu, acum două zile, nu, luni, că am sunat imediat la dumneavoastră. Luni, a fost în cutia poștală. Luni, nu știu, încă 21. 21. Da, 21. Deci am găsit-o în cutia poștală, că luna trecută a vrut să-mi urmâneze doamna poștăriță și nu am acceptat să o ridic, necunoscând persoana, nefiind factura mea, noi avem nicio legătură, n-am de ce să iau factura în cuiva. În regulă, eu am notat toate aceste lucruri. Dumneavoastră veți fi contactat. Păi, da, să nu fie tot ca data trecută.
Păi nu, vreau în mod obligatoriu să fiu contactat să mi se comunice rezolvarea problemei. De ce doriți? Păi cum să nu? Păi cum să nu? Asta am specificat și luni, dar colega dumneavoastră se pare că ori nu și-a făcut treaba cum trebuie, ori măcar să-mi fi comunicat că mai durează rezolvarea problemei. Nu asta era, dar eu ce fac? Eu stau acum pe timpul meu, în timpul în care sunt la lucru, chiar și îmi pierd timpul ca să rezolv problema asta, care mi-a creat așa, mi-a venit o problemă că a vrut Orange să facă contracte, pur și simplu. De ce nu se uită de două ori cine face contracte sau nu știu? La dumneavoastră se fac contractele cu actul de spațiu? Adică se cere actul de spațiu cu buletinul? Eu știu că se cere un act de spațiu. Păi și cum? Eu dacă vin cu buletinul și spun că stau în București pe nu știu ce stradă, dumneavoastră îmi faceți contract. Că acolo stau. Mie nu mi se pare normal așa ceva. Nu sunt de la departamentul de vânzări sau de... Bun, da. Nu mi se pare chiar corect să faci contract așa. Eu vin și spun că stau acolo și mă crede cineva pe cuvânt. Adică totuși, ar trebui să dovedim într-un fel că locuim la adresa respectivă. Mi se pare mie normal. E așa, mâine pe mine mă trezesc cu 7 contracte la adresa mea. Am înțeles. Eu am dus mai departe situația dumneavoastră. În părintea mea și s-a așteptat că situația se va remedia. Eu am notat aici ca dumneavoastră să fiți contactat după găsirea unei soluții de rezolvare a situației și a problemei. Este în regulă? Păi este în regulă, dar eu văd o singură rezolvare la această problemă. Să se și șteargă de pe adresa asta, adică să nu rămână cum ar veni că a fost abonament la adresa asta. Deci asta solicit în mod explicit. Obligatoriu vreau. Da, o să se facă acest lucru după verificarea situației și după toate. Deci ca să mă înțelegeți, eu dacă o să vreau să fac abonament sau ceva, să iau un serviciu de la Orange, nu vreau sub nicio formă să figureze la adresa aceasta că a fost alt abonament. Sub nicio formă nu vreau să figureze. Nu contează că nu mă afectează, că știu că îmi spuneți că nu contează, că nu mă afectează. Contează pur și simplu pentru mine. Pentru că nu are de ce să existe așa ceva. Da, domnule Mihai, eu am înțeles situația dumneavoastră, am dus-o mai departe. Se va rezolva această situație. Ideea e că nu mă cer cu dumneavoastră. Gândiți-vă că am sunat și îmi pierd timpul și explic aceleași lucruri și... Da, domnule Mihai, eu vă înțeleg perfect situația. Rugămintea mea ar fi să așteptați. Noi o să rezolvăm această problemă, o să ștergem acea adresă de acolo, după ce vă împlăci. Nu trebuie legătura cu domnul, eu n-am nimic cu nimeni până la urmă. Poate chiar este o greșeală. Dar să rezolve, că până la urmă nici lui nu-i vin facturile, că nu-i vin, că dacă vin aici, sigur nu-i vin. Da, este o greșeală de sistem. Asta zic, adică... Da, așa. Să, păi și cam în cât timp? Aveți un termen, ceva în care... În jur de 3-30 de zile se poate rezolva această situație. Între 3-30 de zile maxim. Dar colega noastră care am discutat luni nu a notat nimic? Nu era pus un ticket ceva? A dus și colega situația mai departe, am dus-o și eu și se va face mai repede, se va urgenta problema. Că nu pot să stau să sun mereu și să explic iarăși și iarăși și până la urmă nu are nimeni de câștigat nimic. Mai bine rezolvăm problema și terminăm și gata. Da, problema o să se rezolve, vă garantez acest lucru. Vă mulțumesc mult și sărbători fericite, o zi frumoasă în continuare. Și vă mulțumesc și vă doresc sărbători fericite. Mulțumesc, la fel, la revedere. La revedere.